Bine v-am regăsit, prieteni! O știți pe aia de la Externe, de la Ruș, Maria Zaharova. Troscănitoarea, bagă în ea. Și acum cred că i-o băga careva Viagra stricată în vodcă, pentru că a început să aiureze așa vreo 10 minute despre România, despre premierul României, despre Moldova. Bă, și mă gândeam totuși, femeia asta are o problemă, în primul rând, cu propriul sine, cu propriul creier. Pentru că nu mai ascultă creierul. Creierul ia razna, îți dai seama că la câtă vodcă bagă ăștia de la Kremlin în ei. E normal la un moment dat, bine, cu ficatul stau bine că nu mor firea mama lor la dracu încă, da, nu mor de tineri, dar, bă, creierul li se duce naibii. Dacă mai bați și o pastilă de aia, care na, s-a dus termenul de expirare, da, da, de aia stricată, da, o ai pe Maria Zaharova. A venit cu un tupeu incredibil, tupeul prostului de la Kremlin, da? Și l-a acuzat pe premierul României de imixtiune grosolană, în afaceri interne, ale Republicii Moldova, dă-i să meargă. Și fac o paranteză. Aici nu mai este vorba despre persoana lui Marcel Ciolacu. Nu mai este vorba despre Marcel Ciolacu, președinte de partid. Aici este vorba de funcția de premier al României. Adică nu mă interesează că e stânga, nu mă interesează că e dreapta, în momentul în care vin atâtea aberații dinspre Moscova, da? Dinspre Moscova de sute de ani vin aberații, da? Sunt obligat eu, cetățean european, euroatlantic, na? Să iau atitudine. Adică să mă gândesc totuși, în primul rând, la sănătatea femeii, bă, nu mai bea, dă-te mă, imposibil, nimeni nu rezistă atâta. O să vă spun imediat o poveste ce înseamnă vodka în Moscova, da? Și în al doilea rând, bă, stați un pic. Adică nu puteți vorbi voi de imixtiune grosolană în afacerile interne ale Republicii Moldova. Aveți aici știrea pe Prima News. Fătuca blondă, nu vreau, Doamne ferește, să mă apuc de bancuri cu blonde, așa cum sunt bancurile cu ardeleni, cu olteni, cu mine câteodată, așa, când cine vrea să facă mișto, dar să vină cineva de la Moscova să acuze România de imixtiune grosolană în afacerile interne ale Moldovei, bă, asta este de piciorul gâștei. Adică ăștia care au făcut tot posibilul, care au dat Moldova de pământ, care au făcut acea invazie îngrozitoare în Ucraina, care au supus 193 de popoare, la asta a făcut URSS-ul, asta a făcut Rusia. Dacă vă uitați în Constituția Rusiei, acolo scrie despre cele 194 de popoare cu tăcola rus. Nu, dacă ăla rus, mă rog, trimis de dobitocia de la Kremlin, da? Dacă pui un pic de matematică, ăla rus a făcut praf 193 de popoare, care s-au blegit, pur și simplu. Flască, identitate. Înțelegeți? A venit asta, că să vezi, că unirea din 1918 a fost un anșlus, o anexare, că, vai, ce-am făcut noi după 1918 cu moldoveni de peste Prut. Băieți, n-a fost perfect. Așa au fost vremurile. Dar, să țineți minte, noi n-am avut o Siberie pentru moldoveni. Da? Ăștia acum au pus mâna pe Moldova, au început să deporteze. Înțelegeți? Până în anii 80, mi se pare, în 86 a murit Pan Halipa. Pan Halipa, cel care s-a luptat, nu-i așa, pentru unirea Moldovei cu România, pentru Basarabia, nu, să zic și eu, a fost urmărit până în ziua morții lui de KGB și de securitatea română sub piciorul KGB-ului. Așa să știți. Noi n-am avut. N-a fost perfect. Da, după 1918 n-a fost perfect, nemulțumirile au fost grozave. Însă erau nemulțumiri vis-a-vis de o țară care voia să meargă spre Occident, care se pretindea occidentală. Erau niște nemulțumiri în democrație. Nimeni n-a intrat la pușcărie, da, că a avut o opinie diferită. Așa cum intrau, fără numai să gândească, doar să trețeacă musca la momentul nepotrivit prin față, cum intrau ăia din URSS, din Rusia sovietică, Rusia bolșevică și nu în pușcărie. Înțelegi? Acolo intrau, în mormânt. Și vine proasta asta, e o proastă, nu, îmi pare rău că trebuie să vorbesc așa despre o femeie, dar asta nu e femeie, asta e Zaharova. Faceți diferența, mă rog. O femeie înseamnă ceva ce dă naștere unui univers întreg, pentru că omul este un univers întreg. Zaharova nu face decât să fie un fel de glonț, da? Vine un dobitor la Kremlin, încarcă pistolul, pif, și-o trimite pe asta să fie glonț. Pentru că nu sunt ideile ei. Ea nu are voie să aibă idei. Ea nu are voie să aibă opinii. Ea doar trebuie să-și noteze în căpșorul ei era cu
cu creierul atât de lins, fără nicio circumvoluțiune, neted, și de acolo mitralează cuvinte pentru care, bă, Rusia ar trebui, o să spun un păcat, să dispară de pe fața Pământului. Așa cum este Rusia în momentul de față, nu merită să fie nici în secolul 21, nici pe planeta asta care scârție deja și încearcă să ne vindece pe tot, vindecându-se pe sine. Da? Adică un stat agresor, un stat terorist, un stat care aduce religia în poziția aia de trafalet pe tancuri și pe bombe atomice, un stat care ăsta n-are ce căuta în secolul 21. Și știi, ei fac gura mare, se trezesc cu erecții ideologice. Băieți, stați liniștiți, sunt Spanish Cocker. Și o să vedeți, o să vă arăt imediat cum au stat ei Spanish Cocker în momentul în care NATO numai atât a făcut. Ce zăsăși? Ia mai zi o dată, Gabarii Paronski. Înțelegi? Vin după aia cu tot felul de chestii, da? Și în același timp, alți proști, dar de data asta din Moldova, coordonați de proștii de la Kremlin, oamenii rusi în Republica Moldova au protestat în fața ambasadei României de la Chișinău, dar ăia de la Pobeda, de la Victorie, controlat de oligarhul fugar Ilan Șor, ăla care a furat $1 miliard, dar acum stă la Moscova, în fața ambasadei României, s-au dus să facă un protest, cip-cirip, cotcodac, mie să mă rimă în capul lor. Rimă, am spus, în capul lor cel neted, în creierul lor cel neted. Adică vin cu un dispreț total. Dar nu vă stresați. La ruși, albui negru, negru-i alb. Tot asta, Zaharova asta, se vede că e de o prostie rară. Acum, bă, când vezi că trebuie să spui aberații, sau când simți nevoia să spui aberații, taci. Eu văd că mică, ți-a prins un Heidegger cu filtru, te mai scarpin la furuncul și cu asta basta. Da? Dar ce face proasta? Adică, la un moment dat, a vrut ea să facă un fel de recenzie, că s-o da și intelectual, cred că e nepoata de văr primar al lui Dostoevski, da? Un cartofor de geniu, e adevărat. Vine și spune, vrea să facă o recenzie la 1984, al Orwell. Aia este o carte despre utopie, dar utopia aia, culmea, se potrivea prin toată semantica ei, prin toată atmosfera ei, compresoare, da? Uniunii Sovietice. Adică acolo era Ministerul Adevărului, intrai la pușcărie dacă vorbeai nu știu ce, n-aveai voie să gândești altfel, nebunii. Și zice, domnule, știți, cartea n-a fost scrisă despre URSS, nu URSS, democrație, libertate, a fost scrisă despre Statele Unite. Adică, pur și simplu, eu mă gândesc, să știți că am greșit, am zis că sunt proști. Doamne, nu sunt proști. Nu poți să spui unuia care își pierde substanța umană că e prost. El nu mai este om. Nu mai este nici ficus. Nu e nici porc spinos. Adică, păi, poți să spui despre un om că e prost sau deștept. Da. Și eu câteodată zic, bă, ce prost am fost. Este obositor să fii deștept în fiecare zi. Câteodată ai nevoie de melancolie prostească. Cumva să ai de unde să te ridici. Înțelegi? Dar ăștia nu au. Nu, nu. Proștii ar fi însemnat că au și momente de luciditate, de inteligență. Ei sunt, ei nu sunt. Ei nu sunt. Ei sunt niște de aia. Nu știu dacă există specia ăștia sau ăia, dar eu cred că ar trebui să punem pe lângă multele specii care există pe pământ, pe lângă atâtea modele de humanoizi, de la Neandertal, Cro-Magnon, Australopithecus, toți ăștia, să punem și de aia sau ăștia sau niște. Pentru că există o facțiune irecuperabilă, impardonabilă pentru specia umană și în același timp care nu poate fi evaluată și atunci ăștia sunt ăia. Înțelegi? Nu ne mai spunem proști. Au venit cu tot felul de idioțenii. Violatorii planetei, mă. Asta sunt. În momentul când îți bagi violul ca strategie militară, nu mai poți să-mi spui, domnule, dar ce urât vorbiți. De ce a spus acolo, pe burtiera aia, violatorii planetei? Da. Dacă n-ai simțit nimic atunci când un copil de 11 luni este violat, apoi făcut zetul pe spate și apoi ucis și filmat totul și trimis filmulețul prietenilor ca să se laude un soldat rus, atunci nu poți să-mi spui chestia asta. N-ai cum. Să nu spui de ce am scris pe planetă. Ăștia amenință acum absolut tot. S-au apucat să amenințe
da? Marea Britanie, cu bombardamente, dacă armele britanice sunt folosite ca să lovească teritoriul rus. Este ca și cum Ucraina ar spune Chinei, vă bombardăm pentru că le dați nu știu ce porcării. Iranului că le dați Shahed. Coreei de Nord pentru că le dați nu știu ce. Rușii nu sunt în stare să citească civilizația. Nu înțeleg. Pentru ei civilizația este nu știu, un cuvânt inventat. Ca și cum aș spune alemanii cât gălă gândeam, ceva în genul ăsta este civilizația, ceva în genul ăsta este democrația pentru ruși. Adică ceva, bă, ceva, un zgomot de fond. Am auzit noi că, deși modelele le-au fost întotdeauna în vest, în civilizație, da, Petru cel Mare, săracul, ăla care s-a rugat atâtea săptămâni și atâtea luni ca să-l primească cineva la Paris și a plecat neinvitat și de-abia la mijlocul distanței, călătoriei, i-a scris regelui, băi, vin și eu acolo. Da, și-a văzut, mama mia, dar ce frumos e la voi la Paris. Bă, tată, bă. Sigur că mirosea, că era prost, umbla cu o haină de aia de postav, ca un sărătoc de la cu sabia la brâu, Petru cel Mare. Înțelegi? Și el mergea să vorbească cu spălătoresele, că da, ăsta era nivelul lui. Înțelegi? Dar au văzut Parisul și au zis, bai, să aduc repede niște arhitecți ăștia din Franța să-mi facă și mie un oraș. Bă, ai ce frumos e la voi. Dă și mie. Înțelegi? Și au făcut Sankt Petersburgul. De acolo. Da? Ecaterina cea Mare. Îl stătea săraca în cadă. Și se gândea la Voltaire. Și îi trimitea lui ăla, zi ceva de mine. Scrie să mă laud că îmi scrie un mare filozof francez. Și Voltaire îi scria, fraierul, dar banul-i ban. Da? Și s-a publicat un volum cu scrisorile lui Voltaire către prosta aia, care de fapt era vai de mama ei. Știi? Dar nu, când insistă o împărățeasă și ăsta un pic mai sensibil, bă, țarina Rusiei îmi spune să-i scriu. Păi îi scriu, dragă țarină, te iubesc, când te prind, te cocoșesc, tot felul de porcării de genul ăsta. Scrisori aproape de dragoste. Da? Tot timpul. Dostoievski zice la un moment dat, bă, orice rus cu bani visează să ajungă în Occident. Nu vrea nici la Sochi, nu vrea nici în Moscova, nici la... în Occident. De ce? Pentru că în Occident este un secret incredibil. Există, avem un secret. Prețuim omul. Prețuim omul și omul care se simte prețuit vine așa cum vine piritura de fier către magnet, da? Pentru că simți nevoia asta de stimă de sine, simți nevoia libertății, chiar dacă nu știi să o definești. Când am mers pe coasta de Azur, m-am dus și eu, îți dai seama că să văd, ok, stau 2-3 zile la plajă, dar pe mă enervează soarele. Da? Terase de alea, luam pachetul de Heidegger cu mine, da? Cafeluțele, o bericică, stai și acolo, dar după aia te plimbi prin Cannes, te plimbi prin Saint-Tropez, te plimbi San Rafael, peste tot, la Nisa. Bă, și vedeam niște afișe atâta, cu litere atâta și după aia litere atâta. Bă, ce Dumnezeu cu alea? Și mergeam să văd, erau agenții imobiliare. Păi literele atâta erau scrise în chirilice pentru ruși. Literele alte, engleză, franceză, germană și cam atât. Ba, la unul am văzut și spaniol, dar era așa, ăla era și mai mic, ca la Biblie. Înțelegi? Adică știau că vin băieții acolo. Mai erau câțiva ruși, mai erau și niște tipi de ăștia din Orient, își parcaseră iahturile alea super turbate, știi? La Cannes. La Cannes, dacă te duci pe croazet, așa, vezi niște chestii de la cu iahturi. Bă, și rușii ce făceau? Stăteau pe, în spate acolo unde au terasa, da? Uite așa, stăteau pe șezlonguri, da? Să vadă turiștii care să îi admire iahtul. Și lângă ei veneau tot felul de servitori să vă aduc o de aia, să vă aduc o de aia. Nimeni nu cu alcool, toată lumea cu... Aveau cola, bă. O dat și ei de gustul cola. Că nu se vedea sticla aia, că o vedea că era la 20 de metri de unde stătea el. Și stăteau acolo numai ca să le crească ficații așa. Să aibă și ei libidoul crescut, că vine lumea să admire ce super iahturi au. Da, acum... Din fericire, multe sunt confiscate, vândute și banii dați Ucrainei. Bun? Bun. Sunt nervoși rușii. Sunt foarte nervoși pentru că încep să se prind americanii, se prind și europenii. Da? New York Times spune la un moment dat, băi, în administrația, în departamentul de stat,
există niște idei. Hai să permitem Ucrainei să lovească ținte din Rusia cu arme americane. Și asta este logic. Trebuia să se întâmple de mult, dar de foarte multă vreme. Pentru că Rusia nu amenință doar Ucraina. Adică gândiți-vă că ăștia au nevoie tot timpul încăpățâna lor de un buffer de securitate. Și bufferul lor de securitate e ceva în genul ăsta. Vezi, eu pun aici piciorul pe gâtul unuia, nu cumva să miște, să fie sub mine. Așa am fost noi Europa de Est. Și dobitocul de Peskov a ieșit și a spus, domnule, păi avem nevoie de un spațiu sanitar. Dar de ce spațiu sanitar? De ce să fiu eu tamponul tău? Vata ta? De ce să fiu eu, nu știu ce îți mai pune doctorul când îți face injecție și spune o chestie, un plasture? Dar de ce? Adică ei spun așa, ei practic se consideră superiori și ăștia din jur să fie un câmp de bătălie în caz că mă atacă cineva. Teoria asta tâmpită a cetății asediate. Pentru că ei asta înțeleg. Ei nu sunt în stare să înțeleagă, precum am spus, civilizația. Ecaterina cea Mare, o ștoarfă, da? Zicea așa, domnule, nu pot să protejez granițele decât dacă le extind în continuu. Păi ăsta nu ne ajunge o planetă. O planetă la cât îți de prostă lăi. Eu sunt convins că dacă mâine ar ocupa toată planeta, ar sta poimâni, până poimâni liniștiți și poimâni ar face o ședință. Și s-ar uita, bă, Martele ăla e cam roșu. Ăla de aia e roșu că vor să fie comuniști. Îi țin cu noi, deci trebuie să mergem acolo să-i salutăm și să le facem Partidul Comunist Marțian. Atâta pot. Noi nu înțelegem chestia asta. Pur și simplu nu înțelegem. Eu am văzut și cunosc cazul. Olanda, directoare de teatru în Moscova. Bă, tată, nu ajungi director tu de teatru în Moscova așa numai că ești văr primar cu Shakespeare. Înțelegi? Venită în Olanda cu copilul, vagabond, că a luat-o pe, știi, pe mărunțișuri de alea, pe... Și nu... Da? Și povestești cu ea. Nu vrea să se întoarcă în Rusia. Știe că acolo se trăiește greu. Că poate să cadă de la etaj, chiar dacă e la parter și să fie ca la, de la etajul 20. Știe o grămadă de lucruri urâte care se petrec în Rusia. Și totuși zice, a, dar Putin are dreptate. Putin are dreptate. Europa asta este o porcărie cu droguri. Dar de ce? Că fiul meu se droghează. Păi dar nu toți fiii se droghează. Fiul tot se droghează pentru că este un prost. Numai proștii se droghează. Da? Și ea încă vine și discuție. Dar de ce totuși nu te întorci în Rusia? A, acolo se trăiește greu. Bă, și de ce stai aici dacă tu încă mai ții cu Putin? Dar ce, am drepturi. Am drepturi ca și voi și eu sunt om. Incredibil. Bă, și mă miram, bă, nu merge nimeni să-i spună pașul Naturbica. Adică nu poți să vii ăla, drogatul ăla de fiut, atenție. Și nu se întoarce și din alt motiv. Pentru că până la urmă, știi, mai stai și sensibil, îi mai iei așa un pic, le spui de Tolstoi. O, ai știi de Tolstoi? Știi, ai citit Război și Pace? Am citit. Și de Dostoevski? Incredibil. Îi recit două versuri din Esenin, da? Și se pune singur în pat. Așa era doamna asta. Și așa când o iei, așa calm, 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 îi se încrețește un pic pielea pe ea, îi sclipesc ochii, buzele, îi se fac așa, ca și cum și-ar fi pus un pic de botoxel. Și zice, păi nu vreau să mă întorc în Rusia pentru că fiul meu are 19 ani și s-ar putea să-l ia la oaste. Ah, ce bine e în Occident. Ce fain e în Occident. Ce frumos. Liniște, pace, terase. Dacă era un fiul său normal la căpățână, acum era cu o mândră la terasă, da? Luând un coac, da? O apă de aia plată în care pui așa cu pipeta vreo 4-5 picături de alea de grenadin. Da? Stând acolo, povestind, poate, da, măsa totuși, directoare de teatru, bănuiesc că i-o fi dat și ăsta în mână, hai bă, mai citește și tu o chestie, să ai o frază, te duci la o fată, nu îi spui, a venit din Rusia, da, Kanye-ți filma. Nu perestroica, nu glasnost. Îi zici acolo niște chestii, reciți, nu Pasternak, în prima lui perioadă. Îi zici o chestie de asta, așa frumoasă, n-are de unde. Pur și simplu, ei nu gândesc. Dar ei nu gândesc pentru că și noi am obișnuit să nu gândească. Willy Brandt, de exemplu, a fost un cancelar al Germaniei Federale.
Mi se pare în 71 sau 72 a luat primul Nobel pentru pace. Dar de ce? Omul era socialist. Băi, și toți socialiștii au o chestie de asta, de parcă îi trage ața către Kremlin. Și au zis, vai, dar Rusia, URSS-ul, păi hai să facem politic, da? Să ne deschidem cracii către, cum a făcut Sharon Stone, dacă vă amintiți în Tăcerea Mieilor, cred că, sau Basic Instinct, da? Și ne deschidem cracii către Moscova și Moscova o să vadă frumusețea din interiorul nostru și o să se democratizeze. Nici gând. Kremlin a zis, tu l-ai mamă fraierii ăștia. Hai, băieți, să vă faceți dependenți. Să vă faceți, hai, ia de aici materiale, ia de aici gaz, ia de aici de toate, minereu, petrol. Și încet, încet, Europa Occidentală a devenit dependentă. Adică, pur și simplu, s-a predat. Și s-a predat într-un mod în care astăzi ne costă. Generații la rând o să rabde, o să vedeți, toată nebunia asta, agresivitatea Moscovei. Pentru că Moscova nu mai poate fi iertată. Atunci, la al doilea război mondial, a fost așa un fel cu dus și întors, a primit pentru Molotov, dar totuși ai văzut Barbarossa că trebuie să-i ajutăm să facă așa. După aia ne-a dat Europa de Est ca să nu ajungă tântălăii la Lisabona, la Estoril. Și încet, încet, europenii s-au obișnuit cu rău, occidentalii. Banalitatea răului. O carte merită să o citiți, este obligatoriu să o citiți, Hannah Arendt, da? Este de o sfâșietoare realitate. Până nu citim cartea asta, până nu-i băgată în manuale, ca să știm de ce să ne ferim, de ce rău acceptat devine o banalitate care îți intră în ADN-ul cultural și o accepți generații la rând. Înțelegi? Până atunci nu vom fi vindecați. Și că trebuie să iau publicitate. Da, hai, cumpărați, floricele cumpărați, dați publicitate. Așa am revenit. Și mergem mai departe cu dungalăi ăștia de la Kremlin. Le zic dungalăi pentru că dungalău în Ardeal, în partea de nord de Ardealului, înseamnă luat. Și vă arăt ce-ar fi vrut ei. Să modifice niște granițe maritime. Bă, și v-am spus, NATO s-a uitat un pic peste ochelari, a ridicat un pic sprânceana. Evident. Cu înțeles. Și rușii au făcut Spanish Cocker, pas de defilare înapoi. Rusia provoacă un nou conflict cu o țară vecină, se pregătește de revizuirea frontierei maritime Marea Baltică, în ciuda convențiilor ONU. Asta era știrea inițială. Și să înțelegeți un pic din implicații, câte țări erau deja afectate, mergem un pic mai departe. Cu alte cuvinte, Kremlinul a declarat unilateral partea Mării Baltice, aparținând Finlandei și Lituaniei, drept apele sale interne. Rezoluți, atenție! Rezoluția guvernamentală a fost deja publicată pe portalul oficial al actelor juridice al Federației Ruse. Rețineți, a și pus rezoluția asta pe porcăria aia de portal oficial. Și ce să vezi? Rusia neagă intenția de modificarea frontierei maritime în Marea Baltică și a retras de pe internet documentul referitor la acesta. Adică, bă, cât de prost poți să fii, numai rus poți să fii, de la Kremlin, da? Prima dată publici că vrei și după a zici, a, dar nu vreau. Adică, minciună, ca să înțelegeți, de ruși nu trebuie să ne temem, că dacă vin, punem bucătarii de la NATO, le dăm câte un polonic și batem pe ăștia, de nici rahat de analiză nu le mai rămâne. Înțelegeți? Da? Mergem să vedeți. Rusia nu are nicio intenție de a-și modifica frontiera maritimă în Marea Baltică, nici zona sa economică exclusivă, să mor eu, domnule, să-i dați-mi un leu, o rublă. Platoul continental, a declarat o sursă militaro-diplomatică rusă, agențiilor ruse de presă, da, citate miercuri de Reuters. După ce pe portalul juridic al guvernului de la Moscova a fost publicat un proiect de decret referitor la ajustarea coordonatelor frontiere maritime, da, document care între timp a fost șters. Deci, bă, NATO numai tare a spus, bă, băieți, bă, vedeți că aveți o problemă, tată. Băi, s-ar putea să mâncați limax, băi, generații întregi. S-ar putea să faceți tocană de hemoroizi. Toată existența voastră de stat terorist care sunteți. Mă duc mai departe.
Înțelegeți? Dar ăștia nu înțeleg. Și doar Suedia, proaspăt intrată în NATO, a dat un avertisment. Rusia ar intenționa să atace insula Gotland, cine controlează Gotland, controlează Marea Baltică. Le este frică, băieți. Ei sunt așa, au gura mare, fac, ne arată arma nucleară, vine Putin să țină lecțiile alea de istorie interminabile, ca pentru care n-ar lua nicio școală din lume mai mult de nota 2, nota 2 pentru că vorbește mult, nota 1 din oficiu, da? Deci 1 cu 1, îi dau un 2. Da? De fapt, sunt niște nehaliți. De fapt, știi, mie câteodată îmi pare rău că n-a intrat NATO peste ei atunci, în momentul în care au intrat în Ucraina. De ce? Pentru că niște țări care aparțin unele NATO au dat niște garanții de securitate Ucrainei. Și Zelenski acum ne bate obrazul tuturor. Bă, nu vreți să ne ajutați cu de-astea. Ați întârziat nu știu câte luni sutea de ajutorul ăla, împrumutul ăla, cum vreți să-i ziceți. Ne dați arme, dar n-avem voie să-i lovim pe ruși în bazele de unde ne lovezi ei. Vai, că nu cumva să afectăm oxigenul rusesc. Într-un fel are dreptate. Și atunci când îi vedeți pe tot felul de proruși de ăștia tâmpiți, da? Spuneți-le așa, dacă ar fi țara ta în situația Ucrainei, ai mai vorbit despre asta? Români, unguri, și aia o grămadă stau și tremură de grija, de grija lui Putin. Da, domnule, noi nu suntem proruși, noi suntem anti-americani. Dar de ce ești anti-american? Dacă nu erau americanii, ai impresia că mai vorbea cineva limba țării sale în Europa? Nici în primul război mondial, nici în al doilea. Pentru că până n-au intrat americanii ăștia, imperfecții ăștia, nu-i așa? Noi ăștia perfecții din Europa eram cu poezele patriotice. Da? Vichy, vă amintiți de Vichy? Da? De Petain, de Antonescu, de o grămadă dintre ăștia care s-au pus repede la pupat ghiulul lui Hitler. După aia, de ăștia la care s-au apucat de pupat ghiulul, mă rog, Secera Ciocanu, lui Stalin. Fără americanii ăștia pe care o grămadă de nu știu ce nu-i suportă, noi am fi fost astăzi sub obroc, toată Europa. Dacă te uiți la harta lumii, o să vezi Europa așa un fel de peninsulă, e mică. Da, ea nu trebuie să devină a Rusiei. Și Europa asta, care sute de ani s-a războit pe toate motivele, ba că ăla e catolic și ăla e mai puțin catolic, vezi Franța, ba că ăla e ortodox și ăla nu-i ortodox, ba că ăla e catolic și ăla nu-i catolic, tot felul de chestii de-astea de aiuritoare, la 1204, cruciadă, Radem Constantinopolul, mușchii mei minte noare, ceva în genul a fost, și după atâtea bătălii, Europa devine dintr-o dată cel mai bun loc de trăit din lume. De ce? Pentru că s-a împăcat cu sine. A zis, bă, băieți, noi suntem atâtica. Păi dacă te uiți la Australia, te uiți, noi suntem cât 10 Texasuri. Și Dumnezeu ne tot hăcuim între noi, că noi am putea avea o colaborare super tare, da? Să avem o uniune și uite că încet, încet toată lumea stă cu binoclu, oare cum să ajung și eu acolo? E bine, România este deja acolo, Ungaria este deja acolo, Slovacia este deja acolo, Polonia este deja acolo, mai vorbim de Occident. Adică toți am ajuns acolo unde am visat. Vă amintiți de ce știam noi înainte de 89 despre Occident? În afară de cafeaua aia aurie, cu plastic de la Auriu sau ce e la Stadion Auriu, Wiener Cafe, și mai știam de... cam atâta. Cam atât. Și Dallas. La televizor. Da? Dar nu credeam că există zgârie nordea. Mai țineți minte, arătau doar în generii niște zgârie nordea din Dallas. Noi nu-i credeam pe aia. Pe noi ne enerva Girar. O iubeam pe Pamela. Ne era milă de Bobby, din Fătălău. Da, în săracul. Așa, o față de aia de... Tătăzua, parcă venea să plângă. De ăsta, de turbatul ăsta, de Giarva, cum am spus, Suelen, Bețiva, acolo eram. Acolo, Occidentul nostru era cumva în semantica serialului de la Dallas. Atâtica. Noi nu credeam că există zgârie noi. Mai auzeam așa la Europa Liberă, Monica Lovinescu, dar de ce stă în Paris? Ierunca. Știam de Mircea Iliade, că pe undeva pe la Chicago. Auzeam tot felul de legende de alea despre Cioran, că există Cioran, că există Eugen Ionescu, adică
Mama mia, ce tare eram! Ni se părea că suntem buricul universului numai pentru că doar câțiva dintre noi ajunseseră acolo și erau pe buzele tuturor. Da, Emil Cioran, Constantin Brancuzi, da, Eugen Ionesco, cam ăștia eram. Atâta știam noi despre. Și acum, dintr-o dată, vii din țările astea din Est, care au așteptat decenii să vadă și ei altceva decât cafeaua aia cu ambalaj auriu, și dintr-o dată îi vezi pe unii, domnule, lăsați-mă cu Europa. Am fost în Europa, am văzut drogați. Du-te, bă, nu-i treaba ta. Acolo e o chestiune de asta de alegere personală tâmpită, e adevărat, e o tâmpenie să iei droguri, este cea mai mare tâmpenie, dar nu spune că tu ești Iisus Hristos care vii să judeci Occidentul. Că Occidentul ăla despre care tu acum spui o grămadă de bălăcăreli, da? Occidentul ăla în 89 a tremurat de grija ta să nu mori. Când proștii ăștia lui Ceaușescu, pe care unii le regretă acum, trăgeau în neștire cu pușca. Și occidentalii tremurau, nu cumva să mori și tu, românul, ungurul, bulgarul, polonezul, o grămadă. Așa au tremurat ei. Au trimis repede un pachet de unt, o geacă, să nu-ți fie frig. Am intrat astăzi de la 8 cu Costi Mocanu, cu Banciu, cu Andrei, cu Rudnitski și au dat un mesaj, un telespectator. Doamne, să vă ridicați în picioare când vorbiți de Ceaușescu. Când ne-a scos din nevul mediu și m-a gândit, bă, tată, bă, dar e rău, rău. E extrem de rău. Deci îți dai seama că lumea nu mai are încredere și aici este mai rău decât să nu ai democrație, știți ce este? Să nu crezi că democrația poate rezolva o grămadă de lucruri, de libertăți. E mai rău. Că dacă n-ai democrație acum, poate cu ai mâine. Bă, cum am avut noi, până în 89, cine știa de democrație? Credeam că democrația e chestia cu Ceaușescu, în care tot vorbea la televizor 2 ore pe zi. Da? Și după am ajuns la democrație. Dar să nu mai crezi în democrație, aia deja îți dă la rădăcină, tată. La rădăcină. Bun? Și șmecherașii ăștia din Rusia, asta vor. Toate narațiunile lor, da, ba cu tradițiile, vai că ne fac praf tradițiile, ba cu religia, vai că nu am, că ne fac ăștia praf religia. Ei, care au omorât tradițiile a 193 de popoare, ei care numai religie nu au, ei sunt de fapt un stat terorist, doar statul islamic mai are atâta religie lângă el, cât au ăștia cu pravoslavnicii lor de trilei, ortodoxi și ruși. Și anul se face legătura cu ortodoxia din lumea liberă, pentru că nu este nicio legătură. Nici o legătură. Eu n-am văzut un ortodox să vină, un popă, un patriarh ortodox, să vină și să sfințească un pistol sau o bombă. Proști au fost de mult. O grămadă, peste tot. Da, și în toate religiile. Dar ca ăsta, ca Chirilo, să-i spun, fără să puneți virgula, da? N-ai mai văzut. Bun? Și vedem niște lucruri. Brusc apar mari incendii. Mari incendii, cred că ai sărit peste o poză, da? Mari incendii vin în Europa. În Varșovia, un incendiu a distrus cel mai mare centru comercial. Și vine Donald Tusk și spune, bă băieți, bag seama că or fi rușii. Și o să spună unii, domnule, acum, probabil a fost ceva acolo de o ars. Și mă duc mai departe. Înțelegeți? Mă duc mai departe și o să vedeți că nu doar în Varșovia. Că încet, încet, parcă, bă, dar de unde apar atâtea chestii de astea, atâtea. Pentru că a fost un incident în Varșovia în care nimeni n-a fost rănit, da? Și a avut loc pe fondul unei serii de alte incendii în Polonia în decurs de câteva zile, ceea ce a dus la speculații că acestea ar putea fi rezultatul unei campanii de sabotaj rusești. Și puneți în legătură știrea asta cu arestarea celor 9 sabotori din Polonia. Arestați! Și dacă te duci mai departe, mai vezi ceva. Oare ce? Mai vezi că Donald Tusk a făcut conferință de presă în care a zis că alte 3 persoane suspectate de sabotaj în numele Rusiei au fost reținute în cursul nopții, adăugându-se ălora 9 pe care le-a dezvăluit
zilele trecute. Adică să înțelegeți că lucrurile astea se întâmplă în realitate. Nu e un film. Nu există un Jack Norris care să salveze, nu există un Bruce Willis care să salveze planeta. Există pur și simplu nevoia de securitate, tată. Nu securitatea lui Ceaușescu, nu confundați, securitatea aia, siguranța, na, siguranța fiecăruia. Și mă duc mai departe. Și o să vedeți, cred că pe profit.ro ăsta, încă un incendiu. La sediul central al companiei Novo Nordisk din Danemarca. Al doilea incendiu care compania se confruntă mai puțin de o săptămână. Băi, incredibil! Știi? Numai că se fac investigații. Eu pot să spun, da, opinia mea cred că este un act de sabotaj. Autoritățile încă nu. Pentru că n-au prins pe nimeni. Donald Tusk și-a permis pentru că i-a prins pe ea nouă, i-a mai prins pe ăștia trei. Adică la legătură vin. Îți dai seama că vin o grămadă și eu am tot zis, și nu de acum. Băieți, când e vorba de bani pentru armată, pentru servicii, pentru deștea, oameni deștea, servicii de-astea sau, dacă vrei, instituții care îți garantează siguranța personală a ta și a copiilor, mă, atunci se comentă mai puțin. Eu tot zic, și aici văd că cel care a înțeles cel mai bine este polonezul, care a zis 2,5% pentru apărare, o să ajung la 5. De ce? Știe polonezul ceva. Cine nu hrănește armata proprie, este condamnat să hrănească armate străine. De asta. Și Polonia are exercițiul ăla de 3 ori dispărută de pe hartă și știe foarte bine că, știi, nu te joci cu istoria. Istoria e un fel de vacă. Bă, dacă ai grijă de azi, dă lapte, o mulci, dă lapte, smântânică, faci niște prăjituri, o nebunie. Da, bei, faci lapte acru, rece, cu o mămăligă caldă, mama mea ce bună e. Bă, dar dacă ești prost alău și îți bagi joc de istorie, vaca aia de istorie îți trântește o copitălău de la încăpățână, de dintr-o dată creierul tău începe să gândească la priorități, strategii și instrumente. Că până acolo creierul tău a fost așa, mai cu abulic. Înțelegi? Înțelegi. Bun, bun. Și nu numai acolo. Ați văzut Noua Caledonie? Noua Caledonie care e cuprinsă pur și simplu de flăcări. Pentru că acolo fake-urile au făcut ravagii. Și Noua Caledonie, vine știrea. Teritoriul francez, unde au loc revolte, a fost vizată de un atac cibernetic fără precedent, provenind aparent din Rusia. Pentru că de unde au pornit toate fake-urile alea și toate atacurile, da? Din servere cu IP, da? Cu adresă din Rusia. Macron a plecat acolo. E o nebunie ce se întâmplă. Eu am vorbit cu un francez care s-a întors de acolo. Am sunat alaltăieri și am zis, bă, nu vrei să știi cum e. Ce ați văzut voi în revoltele de Haiti, nebuniile alea în care nu mai contează nimic, așa este Noua Caledonie. Noua Caledonie, Republica Franceză, tată. Nu vă gândiți că e așa ceva. Nu. Este o nebunie, nebunie, nebunie. Mergem un pic, dacă tot am intrat cu externul ăsta, o să ajungem și la un pic de intern. Mergem în Japonia. Japonia, unde, băi, o știre pe Hot News, dar să știi că are legătură și cu noi. 68.000 de vârstnici se estimează că vor muri singuri în casă anul ăsta. Românii de peste 65 de ani care trăiesc în siguranță, atenție, absolută, 1,4 milioane. Adică este o nebunie. Știi, se găsesc tot felul de metafore. Să nu le mai spunem bătrâni, să le spunem seniori. Nu îi ajută cu nimic, băieți. Un om bătrân este un om bătrân. Sigur că putem să-i spunem senior în semn de respect sau vârstnic, așa, un fel de semantică de asta neutră. Înțelegi? Dar, acum mă duc la români. Pentru că la români se întâmplă ceva. S-au apucat ăștia deodată o ordonanță. Și asta o spun în speranța că o să-și dea seama că este o aberație. Este o petiție. Da. Stop abuzurilor statului asupra centrelor rezidențiale de bătrâni. Avem 800 de centre rezidențiale, aziluri. Sau azile, amândouă sunt corecte. Și aziluri și azile. 800. Doar 16 sunt de stat. Restul fiind private. Da?
Deși statul se laudă că a sprijinit și sprijină azilurile private pentru bătrâni, în realitate statul nu doar că nu ajută cu nimic la dezvoltarea centrelor, ci pune și piedici și o adevărată anatemă asupra centrelor de bătrâni, mai ales prin prisma evenimentelor mai mediatizate ca și azilele groazei. Adică, după ce am văzut nebunia aia și într-adevăr a fost o nebunie, statul a început să generalizeze. Bă, și am văzut, cum să zic, era noaptea minții. Adică toți ăia care aveau probleme cu azilele, da? Aveau și conexiuni la tot felul de puternici de stat. Înțelegi? Și ce vedem? Că odată ăștia au nou din 179 pe 2023 și noua lege asistenței sociale, vin și zic, domnule, păi uite, știi, să fie holurile în așa fel încât să poți să întorci o targă. Mă, tată, dar nici unele spitale n-au holuri atât de mari, atât de largi. Ori asta deja funcționează. Dacă n-au avut probleme, de ce trebuie să le faci? Și atenție, s-au dat 30 de zile să rezolvi problema. În alte țări, e adevărat, există, în alte țări nu există regula asta. Dar în alte țări, Franța, Germania, unde vrei tu, au fost termene nu de 30 de zile să rezolvi. Că n-ai cum să rezolvi. Nici nu poți vărui tot în 30 de zile. S-au dat termene de 4 ani, de 7 ani. Adică statul a înțeles. Băi, când ai făcut un azil, ai degrevat statul de o grămadă de cheltuieli. A putut statul să meargă către alte priorități. Și acum vii și spui, păi stați că v-am prins. Doar am văzut noi la televizor că i-ați luat pe ăștia că aveau legături cu noi, cu puternicii, ia să faceți toți să întoarceți targa. Bă, dar ce faci cu spitalele care nu au asta? Sau, ok, spunem că trebuie să întorc targa, dar nu spune că în 30 de zile, că n-am cum. Adică statul român întotdeauna parcă ia din lumea largă cele mai drastice legi. Mai țineți minte când s-a băgat? Au văzut că are românul bani de o mașinuță? Taxă pe euro 2. Au văzut românul că ok, euro 2, lăsăm că îmi cumpăr mașina. Să îi pui taxă pe euro. Taxă, taxă, taxă. Deci, pe măsură ce tu voiai ca să fie un mediu mai curat, să iei o mașină mai performantă care să polueze mai puțin, statul venea cu amendă. Amendă. Da? Bă, dacă îți luai o mașină de aia de 3 lei, lasă-o, dragă, că-i dat din 70, îi Renault, nu știu de care, Gordini din 68, alea, lasă-le acolo. Da, dacă îți mașinile statului care scot un fumălău de ăla de nu mai vezi mașină, nici propria mașină, lasă că nu-i bai. Voi ăștia care vreți așa să vă dați mai domni, vă rad. Așa e și cu azilurile private. Deci, pur și simplu, statul nu înțelege că este un serviciu social. Sigur, costă. Vrei să coste și mai mult? O să coste, tată, pentru că se vor scumpi azilele și oricum găsești extrem de greu loc, foarte greu, iar altele se vor închide. Pentru că nu vor suporta presiunea asta birocratică a statului. Ori aici ar trebui cumva să gândim și cu căpățâna noastră, nu doar cu căpățâna proștilor, care ne fac în școală sau trezit prin guverne sau prin tot felul de aberații de-astea instituționale. Nu guvernul, ci birourile lor. Salutare! Weekend plăcut, ce bine îmi pare că e joi, că mâine e vineri, poi mâine e sâmbătă, la revedere, pa! Program disponibil pe primaplay.ro.